Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-a impresionat foarte tare știrea despre oțetul falsificat. Care știrea, domnule? Că ANPC a dat, nu știu ce, amenzi, chestia, a confiscat oțet falsificat. Nu mi-aș fi imaginat că totuși se falsifică oțetul. Adică, în mintea mea, oțet oricum este un vin falsificat, în sensul că este un vin care s-a stricat, s-a acrit și a devenit oțet. Și ca tare, cum să-l mai falsifici mai încolo? Și am început să mă document, plus că oțetul în sine ăla, cred că au falsificat oțet de la de 2 lei litru, de 3 lei litru, adică nu cred că falsifică aceto balsamico di Modena cu nu știu ce flori de mușețel înăuntru. Cred că dacă își pun mintea, îl falsifică și pe ăla, nu? Absolut, poți să falsifici orice. Orice. Deci cineva și-a pierdut timpul să falsifice oțet de 2-3 lei litrul, care e marja de profit oare? Adică cât câștigi dacă falsifici un litru de oțet de 2 lei? Se vinde oțetul ca lumea. De asta, măi, aici afacerile nu merg în compania asta noastră, mă refer la... Noi aici. La noi, nu la companie. Deci în compania Deșteptarea, afacerile, când i-au întrebat care o fi marja de profit pentru un litru de oțet de 2 lei falsificat. S-a făcut liniște. 80 de bani. Am socotit-o eu. 80 de bani? Da. Mult? Da. Unele dintre ei, după care mi-a picat fisa, cred că pun pur și simplu chimicale. Adică oțetul nu e oțet de la de vin stricat, că beau vinul sau îl vând, și atunci iau apă, pun înăuntru acid acetic sau ceva, că oțetul ăsta e acid acetic, și fac oțet cu chimicale. Și m-am apucat să caut pe net. Acid acetic. Și am găsit de vânzare acid acetic glacial. Un kilogram. Nu știam. Adică nu știu ce înseamnă glacial. Este unul cu care rece. Nu poți să interacționezi. E rece, scârbos, adică nu e un oțet cald, prietenos. Este, are o atitudine de asta glacială. Un kilogram și scrie pentru tratament împotriva găselniței. Ha? Momentul în care m-am oprit și zic, stai că am dat în alta. Deci am plecat de la oțet și am, în primul rând, am aflat că există, nu doar că există o găselniță, sunt mut. Adică nu doar că există găselnița, cum știam noi. Ia uite ce găselniță, știi? Ce e găselnița? Este și un tratament, nu știu. Așa că am dat căutare. Ce este cu găselnița? Și am găsit așa. Protejează, scrie fără diacritice, de unde altă problemă, veți vedea imediat. Scrie, protejează ramele împotriva găselnitei, si are efect de dezinfecție. Și eu m-am gândit în momentul ăla, este protejează ramele în sensul de rame de geam sau protejează râmele împotriva găselniței? Ce protejează de fapt? Oțetul, acidul acetic glacial de un kilogram, el protejează râmele sau protejează ramele și ce este găselnița? Și de unde știi că ramele de geam? Nu știu, rame, zice rame. Ce e fel de rame? Rame. Sau de tablou. Tu ai dat cu acid acetic glacial pe ochelari? Nu, că el n-are ochelari. Ochelari, nu, dar dacă avea, da. Vrei să-ți faci? Da. Deci 0... Nu, dăm în altceva. Cum da, hai să blocăm tableta puțin. 0728 3132, WhatsApp, mesaje pe WhatsApp. Vă rugăm să ne ajutați. Acidul acetic glacial poate fi folosit pentru falsificarea oțetului sau nu? Și doi, ce protejează, râmele sau ramele? Care rame de ce tip? Rame de, că pot fi și rame, nu știu, rame de uși, de stupi. Și e vorba de ramele de la stupi, atent, eu. Stupi, uite. Găselniță. Și ce e găselnița, domnule? Este un fluture care mănâncă ceata sau ceața. De pe ramele de stupi. Cred că e ceara, ceara, mă. Ceara, dar scrie ceata. Deci da. Limba asta în română cu diacriticile ei poate duce la o mulțime de confuzii, v-ați gândit? Vă rog să citiți. Mulțumim, Nelu, pentru mesaj. Mulțumim, da. Nelu, dar sunt multe cu ramele de stupi, uite. Ceara. Și se dă cu acid acetic glacial. Da. Deci ramele, nu râmele. Și găselnița e un fluture. Dar de ce spune găselnița? Pentru păstrarea ramelor peste iarnă. Acidul acetic glacial este acid acetic de concentrație maximă. Ne mai scrie cineva. Deci asta e ideea. Și de ce spune glacial? Pentru că e maxim. Nu încerca să înțelegi. Bine. Acum se folosește la dezinfecție în spitale, ne spune cineva. Acidul acetic se folosește la dezinfecție. Așa zice cineva, nu bag mâna în foc. Asta explică foarte multe lucruri. Deci împotriva găselniței din spitale. Ce găselniță, domnule, ca să zice așa. Și 22 lei pe litru. Deci e ceva mai scump. Da, da, el fiind foarte concentrat, presupun că poți să folosești, dacă vrei să faci, cred, oțet. Nu? Pui câteva, un căpăcel mic. E un vin de la de mare calitate, 3 lei litru, făcut din... Ăla e oțet oricum, ce. La pungă. Păi nu, că trebuie să-l acrești și mai pui niște de ăsta și faci frumos. Da. Aveți vin alb?
la 3 lei 10 litri, că aș vrea să fac niște oțet. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.